Am să vă spun un banc, dacă vreți, ca să degajez puțin lucrurile. Am doi băieți și acum și o fată. Când eram mai mici, ei băieții, am inventat un nume. Un nume pe care nici eu nu știu nici până azi cine e celă. Că-i câine, că-i mâță, că-i lup, că-i... Am spus că vine Bim. Nici ei n-au știut niciodată, nici acum nu știu cine e Bim. Dar l-am inventat și ei au știut că dacă vine Bim va fi rău. Și erau cuminți. Asta a vrut Plahotniuc să facă, să ne facă cuminți. Au inventat tot felul de mituri, petrenci, antifi, nu ne mai sperie nimic, domnule. Au inventat tancurile, molotovurile. Înainte de 7 iunie, vă amintiți cum s-au găsit în niște poduri acolo, niște coptailuri, niște porcării mai mari decât dânșii. Iată care este forța, iată care este adevărată forța a Moldovei. Este poporul deșteptat a acestei țări.